managerească. Astfel a catalogat ploaia de aseară șeful Direcției Agricole și probabil majoritatea agricultorilor din Buzău. Precipitațiile vor ajuta la definitivarea și maturarea boabelor de porumb și a semințelor de floarea soarelui. Totodată, apa infiltrată în sol va permite agricultorilor să demareze lucrările de semănat la rapițe și grâu. Ploile survenite în ultimele 48 de ore au fost binevenite pentru agricultori, pentru fermierii Buzăului. Și dacă ținem cont că suntem în plină campanie de semănat pentru rapiță sau de pregătirea terenului pentru învederea semănatului, acesta, din urmă, înlesnind foarte mult și ușurând pregătirea și lucrările specifice acestei faze. Campania de recoltat la porumb și floarea soarelui se apropie cu pași repezi, dar deocamdată producțiile nu pot fi estimate. În jur de 50% din culturi au fost compromise din cauza secetei prelungite. Sigur, pentru marea parte a fermierului este deja tardivă această ploaie. La porumb încă nu s-a început recoltatul, premizele sunt mai slabe aici și sunt lucruri care nu avem mulțumire totală. Dimpotrivă, avem chiar multe înștiințări care le primim referitor la acest lucru, referitor la această secetă care s-a instalat în perioada verii pe județul Buzău și mă refer mai mult pe zona Râmnicului.